Da, ne-am încălzit vocile pentru rațiunea zilei cântând Budapest, piesa lui George Ezra de mai devreme. Cătălin Striblea, ni se alătură, binevenit. Salutare, bine te-am găsit. Subiecte grele. Grele și înțeleg că a fost o ședință a CSAT-ului despre care ne va explica imediat Cătălin. Ce a mai zis președintele? Aflăm chiar acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Ședința de CSAT s-a terminat cu o declarație a președintelui Iohannis. Ce este important de știut în momentul acesta este că sunt două decizii majore după această ședință a CSAT-ului. Prima dintre ele zice așa, că se mărește bugetul destinat apărării cu 0,5%, adică vom avea 2,5% din PIB pentru cheltuieli de apărare. Ai o situație care este aproape impusă de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și al doilea lucru este legat de folosirea energiei nucleare pe viitor. Înainte de decizia asta, în Europa a existat o mare dezbatere, când încă se mai purtau dezbateri despre altceva, dacă țările europene vor folosi pe viitor energie nucleară ca să-și asigure independența energetică. Se pune întrebarea cât de verde este această energie nucleară. Pare la prima vedere că e verde, dar... Mie așa pare că e o energie curată, sigur, dar foarte periculoasă. Periculoasă. În momentul în care se punea problema asta, oamenii aia spuneau, și așa era tendința, dom'le, nu vă băgați să folosiți asta, că nucleara este o nenorocire. Poate să pot întâmpla accidente, istoria noastră, adică chiar în timpul generației noastre avem un accident, nu? Avem Cernobâl în cap, apoi s-a mai întâmplat și la Fukushima. Sigur că da, se pot întâmpla tot felul de lucruri. Defecțiuni pot să apară, chit că tehnologiile astea devin mai moderne, așa că în Europa a existat o dezbatere destul de înaltă care a stat să studieze situația asta. Dom'le, cum facem? Facem numai cu elici din astea pe câmpuri, cu eoliene, facem numai cu panouri solare, facem și cu asta? Și la un moment dat lucrurile păreau destul de ferme în ideea că, dom'le, nu vreau să mai folosim energie nucleară, haideți să vedem cum e. Ne descurcăm cu asta, cu verde și cu gaz. Am văzut cum e. Acum, războiul ne-a convins, da? Și în ce sens ne-a convins războiul? Doamne, gazul s-ar putea opri, adică atunci când primești gaz, ești dependent de diverse țări, alianțe, ești dependent de Rusia. Și președintele vine astăzi și spune, doamne, vom pune o pondere mai mare în energia asta nucleară. Da? Asta e o decizie importantă a României, pentru că vom avea curent electric făcut de noi, la niște costuri relativ mici, dar cu o problemă de securitate relativ mare. De câte ori treci pe lângă Cernavodă, se strânge așa puțin inima, știi? Sigur, e la doi pași de București. Nu s-a întâmplat nimic toți anii ăștia. Mai sunt două reactoare și încă două de construit. E pe malul Dunării, ele au o tehnologie tip sarcofag. Și, mă rog, dacă așa se zice, că tehnologia asta, în caz că, Doamne ferește, se întâmplă ceva, este centrala e protejată, adică n-ar trebui să fie un necaz atât de mare. Dar se vor construi grupuri noi, probabil că e și tehnologie foarte modernă și statul român va studia variantele astea, pentru că e clar în momentul ăsta că pe viitor mediu și lung, tu nu poți să mai ții cu ce relații să întreținem noi cu Rusia sau restul țărilor lumii. Chiar de-ar fi să se termine astăzi nenorocirea asta, lumea va fi destul de complicat să te duci la Putin, să faci afaceri cu el, să stai... Ăsta e un lucru care s-a cam terminat pentru o perioadă de timp. Vezi, asta e partea bună, dacă putem găsi părți bune în ce se întâmplă la graniță. Se discută în sfârșit despre ceva concret. Da, și vom face chestiunea asta și probabil că va mai veni gaz din Azerbaijan. Autoritățile române sunt participante la o conductă care se numește BRUA, și care ar aduce gaz din Azerbaijan, dar până acum, de exemplu, Bulgaria n-a vrut să facă mare lucru, n-a, că avea alte interese, negocia alte lucruri. Acum s-au prins și bulgarii în ultimele săptămâni că e groasă și că nu pot sta la mâna Rusiei, așa că și bulgarii au luat decizia să facă vreo 136 de kilometri pe care trebuiau să-i facă, că și-au dat seama și ei că nu pot să ai încredere și vor aduce gazul spre noi, de la noi va merge mai departe.
către Ungaria. Va fi o discuție aici întotdeauna. Știți că Ungaria joacă cumva la două capete în povestea asta. Și o singură idee mai adaug în 15 secunde. Una dintre teoriile privind atacarea Ucrainei zice așa, că Putin, de fapt, zilele astea atacă sistemul pe care Europa îl gândește pentru anii 2050. Europa vrea să devină verde, din ce în ce mai verde. Ori dacă Europa devine verde, Putin nu mai are unde să-și trimită gazul și petrolul. Și astea sunt principalele lucruri de vânzare în Europa și principalele lui surse de încasare a banilor. Bugetul lui este construit așa, așa că vrea să-și mențină influența în aceste state ca ele să nu ia decizii de a face lucrurile mai verzi. E doar una dintre teorii. Da, da, domnul Putin în 2050 va avea o vârstă... Da, el gândește istoric. Deja când Deja când lansezi un război, mintea ta nu-ți mai stă la grijile oamenilor pe care îi păstorești în momentul ăsta. Nu, ție stă așa, că o să fii ca Petru cel Mare, că o să facă niște statui. Probabil, e posibil ca unii să-i facă niște statui. Noroc că sunt foarte mulți porumbei pe lume, știi? Asta mă gândesc. Și prima statuie a lui Putin, eu, asta e imaginația mea, că pe ea vor veni foarte mulți porumbei. Porumbei păcii. Da, și aia fac aceeași treabă. Pace, ne pace, da, să știți. Mulțumesc, Cătălin. Te așteptăm mâine la România în direct.